De hotărâre supusă atenției dumneavoastră nu are nicio problemă de legalitate. Și dacă ați fi foarte atent, ați observat că întreaga proprietate aparține municipiului Botoșan. Iar obligațiile noastre legate de contractul de finanțare al incubatorului de afaceri au încetat. Că au trecut 5 ani de când a fost pusă în funcțiune investiția. Deci eu nu văd o problemă de legalitate. Sau poate n-am înțeles din întrebarea dumneavoastră, dacă doriți să o precizați. Proprietatea este a municipiului. Nu am ce dezmembra. Nu am ce dezmembra să fac. Să dezmembrăm proprietatea noastră, de ce? Prin proiectele realizate administrare nouă, nu toate s-a făcut în tabloare separate. Pentru că așa s-a de administrare. Separat. Ați uitat? Domnule, înscrierea proprietății în cartea funciară este un aspect care ține de opozabilitatea față de terți a proprietății, iar administrarea ține de gestiunea bunului respectiv. Deci noi nu schimbăm nici proprietarul, schimbăm doar administratorul. Da.